Primul lucru pe care l-am făcut a fost să înlătur globul ocular din orbită. A fost un proces destul de migalos. Apoi am curățat globul ocular de grăsime, de mușchi, tot ce avea în jurul lui. Am avut foarte, foarte mare grijă când l-am disecat și a fost un proces destul de migalos, pentru că nu am vrut să lezez nervul optic, nu am vrut să-l secționez, am vrut să rămână cât de cât intact. Cum se observă și în imagine, cu mare grijă am curățat exteriorul globului ocular, astfel încât să putem observa sclera. Din păcate, ea s-a oxidat și nu mai are acel alb sidefiu clasic, dar vă puteți imagina. Apoi am făcut o secțiune coronară sau circulară de-a lungul globului ocular și practic scopul meu a fost să împart întreg globul ocular într-o calotă anterioară și una posterioară. Putem observa când storc globul ocular că iese la exterior umoarea sticloasă sau corpul calos, care are o consistență gelatinoasă și datorită lui ochiul își menține forma. Durează ceva această parte de clip cât eu tai și de aceea în acest timp voi profita să fac diferența dintre camera posterioară și corpul vitreos. Ei bine, camera posterioară este delimitată între iris și cristalin, iar corpul vitros este chiar posterior de cristalin, deci nu trebuie făcută confuzie între corpul vitros și camera posterioară propriu-zisă. Bineînțeles, dacă există o cameră posterioară, există și o cameră anterioară. Ea se găsește între iris și cornee. Atât camera anterioară, cât și cea posterioară conțin umoarea apoasă, care, din cauza faptului că eu țin degetul apăsat pe cornee, este posibil ca o parte din umoarea apoasă să iasă din globul ocular. Cum se observă, o parte din corpul vitros deja a ieșit din globul ocular și deja globul ocular este mai flasc, nu-și mai menține forma. De asemenea, observăm pe scleră, mai spre posterior, mai spre nervul optic, o parte, niște rămășițe din mușchi, care practic reprezintă inserția mușchilor extrinseci ai globului ocular pe scleră. Am continuat cu incizia mea. Mai este destul de mult. Este destul de greu să lucrez cu ochiul pentru că, oricum, ochiul de miel este destul de micuț și mai ales faptul că nu este formalizat, e destul de greoi de lucrat cu țesutul proaspăt, cu țesutul neconservat. Se observă pe placa mea de lucru un pigment negricios care cel mai probabil vine din corne, din coroidă, cum știm, coroida este pigmentată. Și este gata și incizia mea. Acum prezint calota posterioară și se observă retina cu cele două părți, partea nervoasă și partea pigmentară. De fapt, ce vedem noi cu albastru, verzui, vernil, ce vreți, este stratul pigmentar al retinei. Dar voi reveni. Din păcate sau din fericire s-a produs un happy accident, cum aș zice Bob Ross, și deși am vrut să separ cristalinul, adică cristalinul să rămână în glob ocular și să scot numai corpul vitros, au ieșit împreună. Și în acest moment ne bucurăm de consistența minunată a corpului vitros, care, cum scrie clasic în cărți, este gelatinoasă. Vedem că, deși am scos corpul vitros din globul ocular, deși nu mai este înconjurat de coroidă și de scleră, el își menține cât de cât o formă relativ circulară sau, mai corect spus, sferică.
Putem vedea, deci, care își menține consistența, este gelatinos, chiar își menține bine forma. Deși, din nou, asta nu a fost în planul meu, o parte din fibrele circulare, pardon, fibrele radiale ale irisului au rămas cumva lipite de corpul vitreos și asta e, le-am scos și pe ele. În acest timp am fost să iau un background pentru mediile mele optice, să zic așa, și la îndemână am avut o declarație pe proprie răspundere că tot e la modă acum. N-am avut hârtie milimetrică, s-ar fi văzut și mai bine, dar asta e, lucrăm cu ce avem. Și putem observa consistența corpului vitros și, de asemenea, faptul că este un mediu refringent, deci este perfect transparent și nu conține vase de sânge pentru că ele ar încurca traiectul razelor de lumină. Ar intersecta și nu s-ar mai forma cum trebuie imaginea pe retină. Acum a fost o provocare să scot cristalinul de acolo. Nu că s-ar strica el prea ușor, este destul de rezistent. Are o capsulă cristaloidă. Și am încercat să tai cu bisturiu pe lângă el, pentru că mai mult ca sigur erau și ceva ligamente suspensoare de jur împrejur. Și da, a fost o provocare pentru că aluneca foarte tare totul și m-am folosit de bățul de disecție, am înfipt efectiv în corpul vitros și am avut cât de cât o tracțiune asupra mediilor refringente cu care lucrez. Încet, cu grijă și multă răbdare am eliberat cristalinul. După câteva tăieturi o să-l vedem izolat în curând. Cristalinul este o lentilă biconvexă sau o lentilă convergentă, pentru că toate razele de lumină. A, da, acum uitați, corpul vitros, izolat, el singur, el și cu textura lui unică și este foarte drăguț să te joci cu așa ceva. Dacă vă place să vă jucați cu slime, este practic aceeași chestie, dar făcută biologic în organismul nostru, este într-adevăr ceva spectaculos. Am luat cristalinul și l-am pus pe scris ca să vedem proprietățile sale de mărire, căci, până la urmă, la o distanță atât de mică, el acționează ca o lupă. De asemenea, observăm faptul că este foarte flexibil și cumva în stânga ecranului se observă cum razele converg într-un punct, pentru că lumina vine cumva din dreapta ecranului, acolo era geamul din camera mea. Deci observăm că el este foarte flexibil și ceva de genul ăsta face și în momentul în care se acomodează pentru distanță. El se aplatizează, respectiv se bombează sub acțiunea mușchilor din corpul ciliar. El, cristalinul, este pasiv, niciodată nu face de sine stătător o mișcare. Aici m-am întors la calota anterioară, să zic așa, și am încercat să scot ce a mai rămas din iris, dar din păcate s-a cam rupt și discul meu a devenit o bandă, continuă, nu a ieșit chiar cum îmi doream. Dar am profitat totuși de ultima părticică ce a mai rămas din această bucată, să vă arăt cornea pe care ulterior, în afara clipului pe care l-am filmat, am izolat-o și este o structură foarte foarte rezistentă, chiar dacă e transparentă, nu trebuie să fiți păcăliți de acest lucru. Este fibros și foarte greu, chiar și cu bisturiu l-am detașat destul de greu de acolo. Aici am băgat bățul de disecție cumva pe sub cornee, ca să vă arăt că deși eu împing,
destul de tare, este foarte rezistent. Acum revenim la partea posterioară și am început prin a înlătura prin mișcări de împingere foarte ușoare partea nervoasă a retinei. Practic, toți neuronii, toți acei interneuroni care se află în retină. Neuronul 1, 2, știți voi, cei care în final se vor uni și cu axonii lor vor forma până la urmă nervul optic. Putem observa că are o consistență cumva cremoasă, dacă aș putea să o deschid. Descriu, este foarte, foarte moale. Dacă ați văzut vreodată creier crud, consistența se aseamănă. Deci, până la urmă, este tot o structură nervoasă și seamănă. E, ea se înlătură, se dă la o parte destul de ușor, cu excepția unei zone, și aceea este pata oarbă. Acolo, practic, ajung toate fibrele nervoase și vor trece mai departe nervul optic. Și acolo este o oarecare dificultate, rămân prinse fibrele acolo. Trebuie înlăturate. Eu am intervenit cu bisturiul ca să fie ceva mai ușor. Așa, am venit cu o lumină să se vadă mai bine stratul reflectorizant. Este tapetum lucidum, dacă nu mă înșel, se întâlnește mai ales la bovine și la oi și practic are stratul să reflecte și ultima parte de lumină care ajunge la nivelul retinei să îmbunătățească vederea. Noi, oamenii, fiind, să zic așa, animale diurne, nu avem nevoie așa de un strat pigmentat și reflectorizant, dar este cel care e responsabil de strălucirea ochilor în poze. Dacă ați făcut vreodată poză unei pisici sau vreunui câine cu blitzul și ați văzut cum strălucesc ochii, se datorează acestui tapetum. Am încercat eu să fac cu o lanternă pe el, dar nu se vede spectaculos. Oricum, el își face treaba foarte bine la aceste animale. Putem observa gaura oarbă. Iar aici am încercat eu să separ tapetumul de pe ochi, să rămân numai cu coroida și cu sclera într-un final. Dar nu am mai inclus până la urmă în clip această bucată, pentru că am zis că nu a ieșit foarte spectaculos. În schimb, în această imagine, eu am încercat să construiesc la locul ochiul așa pe straturi și cel mai în stânga vedem nervul optic cu calota posterioară, care momentan e formată numai din scleră, cel mai spre exterior și în interior de coroidă. După este acel tapetum albastru, după o bandă fină de retină, de parte nervoasă a retinei, nu numai cea pigmentară, apoi este, vai de el, corpul vitros care până la urmă a devenit destul de fleșcăit, să zic așa, apoi este cristalinul și spre dreapta în poză se observă cum converg razele de lumină, deci din nou accentuez, este o lentilă biconvexă sau convergentă. Se vede cum converg razele în același punct. Apoi este tentativa mea de a izola un iris și în final avem calota anterioară și care conține acel segment transparent de cornee. Cam aceasta a fost disecția ochiului. Sper că a fost suficient de explicit și de clar. Vă mulțumesc pentru atenție!